O rețea de camere de supraveghere au fost montate și sunt funcționale în piețele publice din Timișoara, dar și în zonele unor instituții sau licee, în cadrul unui proiect al primăriei privind creșterea siguranței și prevenirea criminalității. Se filmează în centrul Timișoarei, așa că poliția locală vede în orice moment ce se întâmplă în piețele, dar și în zonele unor instituții sau licee, datorită celor 94 de camere de supraveghere, cumpărate cu fonduri europene. Camerele de supraveghere, amplasate pe stâlpii din mai multe locuri publice, funcționează de ceva vreme, iar imaginile ajung direct în centrul de comandă al poliției locale, unde sunt stocate vreme de o lună. Scrie portalul tion.ro. Cele 94 de camere video au fost amplasate în cadrul proiectului Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Timișoara, în piețele Unirii, Victoriei, Libertății, Sfântul Gheorghe, Badea Cârțan și Traian, dar și în zona unor instituții, cum ar fi Primăria Timișoara, Liceul Pedagogic Carmen Silva, Liceul Jean-Louis Calderon, Liceul Nicolaus Lenau și Liceul Grigore Moisil. Camerele ar fi trebuit să funcționeze încă de anul trecut, însă autoritățile locale au așteptat să termine de implementat și proiectul de reabilitare a centrului istoric, realizat cu fonduri europene, camerele video fiind montate pe stâlpi de iluminat din piețele aflate în modernizare.